Nicoleta Voicu nu mai are nevoie de prea multe prezentări, deoarece este cunoscută ca fiind una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Cu toate acestea, viața ei nu a fost tot timpul roz, din motiv că artista s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe probleme, fie că au fost amoroase, familiale sau altele. Din păcate, la moment, artista se confruntă cu probleme financiare. În acest context, Nicoleta Voicu a ajuns să trăiască de pe o zi pe alta de când prețurile au explodat fosta iubita a lui Gheorghe Turda susține că nu câștigă din folclor și din poezie suficient cât să trăiască decent. Din cei aproape 2500 de lei pe care îi încasează lunar, artista are de plătit pe lângă facturi și mâncare și o rată la apartamentul în care locuiește în valoare de 970 de lei. Rată care susține artista în momentul achiziției apartamentului, adică în urmă cu 8 ani, era doar 570 de lei. Artista îi învinovățește pe conducători pentru stadiul de sărăcie în care au adus țara și spune că o să iasă în stradă alături de profesori, având în vedere că și-a activat în învățământ. Vedeta declară că muncește cât poate de mult, însă veniturile pe care le are nu pot acoperi cheltuielile necesare.